Bun găsit, sunt Șerban Stănescu, proiectul Zema și astăzi vă voi vorbi despre un blog cu totul și cu totul deosebit și despre un om cu totul și cu totul deosebit. Este vorba despre Tudor Bezea, pe care noi îl cunoaștem sub numele Stau Bene. Este un blog a cărui temă este una cu totul și cu totul deosebită. Mie îmi place foarte, foarte mult ca realizare și este o realizare deosebită din mai multe puncte de vedere. O să vă spun câteva cuvinte despre elementele acestui blog, deci repet, tema mi se pare superb realizată, foarte funcțională și am să spun câteva cuvinte despre pagina de intrare, așa numită Home, sau cum vedeți în Home. În primul rând avem trei meniuri aici. Acesta care este o listă cu articolele cele mai recente, după cum vedeți, este o listă cu totul și cu totul deosebită și foarte practică. Da? Deci, în momentul când am făcut hover deasupra ei, se oprește defilarea și putem accesa unul din articolele dorite. Un alt element de design foarte plăcut este modul în care Tudor face reclama pe site-ul său. Aici sunt imaginile bannerilor pe care le promovează. Ceva foarte plăcut oricului și foarte puțin agresiv. Lucru foarte important pentru mine cel puțin și sunt convins pentru mulți alți blogger care au cât de cât experiență. Hai să vedem acum cine este Tudor Bezea sau Tudor Staupenet. Avem aici al treilea meniu și acesta este iconul care ne conduce la pagina, cunoscuta pagina despre. Eu am dat drumul la ea. Iată această pagină. Mie mi se pare o realizare deosebită, după cum vedeți. Este un ambient foarte plăcut și aici Tudor a reușit să realizeze ceva foarte, foarte plăcut și foarte deosebit. Da, ne simțim chiar acasă la el. Ne invită la gura sobei să ne spună câteva vorbe despre el. Vă invit să citiți. O să vă facă plăcere, sunt convins. În continuare vă voi prezenta acest meniu vertical, foarte drăguț realizat după cum vedeți. Primul element este eu. Iată pagina. Și este o categorie în care găsim o serie de articole. Eu vă sugerez să citiți. Merită. Tudor are, înclin să cred, talent pedagogic, este un bun pedagog și știe să ridice spre dezbatere o temă, lucru care mie îmi place foarte mult, îmi plac foarte mult blogurile care propun dezbateri și chiar le susțin în practică. Să mergem acum mai departe, prin offline. Prin offline, în opinia mea, este o secțiune care este foarte importantă. Tudor este veriga de legătură între noi, cei care vizităm acest blog, și evenimentele din viața reală, cum zicem noi, spre deosebire de virtualia, unde sunt considerate a fi evenimente virtuale. Și veți găsi o serie de evenimente la care Tudor a participat. Cei care îl știu cât de cât pe Tudor știu cu siguranță faptul că participă la concursuri, a câștigat și a câștigat concursuri interesante chiar, dar el mai participă și la evenimente legate, bineînțeles, de branșa noastră, cel totuși fiind un blogger care a pus la punct un home business bazat pe internet. Participă și la ceea ce se întâmplă în afara casei, să spun așa, în afara virtualiei, în lumea reală, legat
tot de acest domeniu. Și sunt relatări care, cred eu, merită să le citim, mai ales că Tudor are talentul necesar să ne prezinte paradigme și perspective deosebite. Am să vă mai arăt acum încă două elemente de meniu pe care le avem la paginile articolelor și aș vrea să vă rog, atunci când veniți pe blogul lui, să observați cu atenție aceste butoane și să faceți click pe ele, că vă ia maxim 2 minute, da? Și eu zic că merită să îi oferiți 2 minute de recunoștință pentru efortul pe care îl depune și vreau să mă credeți că este foarte multă muncă să realizezi un drum deosebit. Între altele, prezint acest blog și datorită complexității pe care are și modului în care Tudor a reușit să ofere posibilitățile de navigare printr-un blog complex. Să mergem acum mai departe. Deci, prin online este luna în care ne plimbăm noi, unii dintre noi, printre care și eu mai mult de 12 ore pe zi. Deci, ne simțim în bună măsură acasă. Și aici, vedeți cu sumedenie de articole, între care și articole de promovare, care evident au participat la niște concursuri. Ceea ce mi se pare important aici să citiți este măcar un articol de promovare, pentru că Tudor are un stil cu totul și cu totul deosebit de a scrie aceste articole, mai puțin agresiv decât multe alte articole similare pe care le-am citit pe alte bloguri. Să mergem acum mai departe. Internet este o secțiune care mie îmi place foarte tare, în care Tudor prezintă multe lucruri interesante. Acest articol, spre exemplu, este unul foarte, foarte interesant. Acesta la fel. Eu am citit mai multe articole. Acum m-ar însemna să mă lungesc foarte mult cu recenzia, să vă spun câteva cuvinte despre fiecare. Acesta este un articol foarte, foarte important de citit pentru noi, cei care avem mai ales bloguri din acestea pe bani, ca să zic așa. Deci asta înseamnă un blog pe mai domeniul propriu și hosting plătit. Pentru că s-a schimbat un lucru fundamental în internet. Deci adresele IP au trecut de la formula pe care o cunoșteam noi, 123.123.123.123, de exemplu, la o cu totul altă formulă. În momentul de față sunt posibile multe triliarde de adrese, spre deosebire de numărul limitat pe care îl oferea această formulă pe care am amintit-o. Asta ca să vă prezint un articol mai deosebit și foarte important pentru toți cei care participăm la blogosferă, în particular și la online în mod general. Acesta este iarăși un articol foarte interesant, acesta la fel. Bun, să mergem mai departe acum. În sfârșit, ultima opțiune oferită de meniul vertical este categoria diverse și veți găsi aici foarte multe articole foarte interesante, iar una din caracteristicile care îmi place la articolele lui Tudor este că o bună parte din ele sunt articole care în final ne invită la dezbatere. Este un lucru foarte important. Eu apreciez foarte mult oamenii care își pun întrebări și caută răspunsuri. Tudor este, hai să spun așa, un catalizator în acest proces. Să mergem acum mai departe. Aici avem un meniu foarte drăguț, Home, pe care l-ați văzut acesta. Aici, pagina despre. Aici este o pagină foarte importantă pe care chiar vreau să vă arăt, care noi o cunoaștem sub denumirea Sitemap, harta blogului, și care iarăși este o modalitate de a accesa rapid și concis conținutul blogului. Vedeți aici numărul de articole pe fiecare dintre subsecțiunile blogului, ceea ce este un mare, mare ajutor pentru cel care vine și firesc se simte puțin dezorientat când vede un blog atât de complex. Un alt segment al acestui blog care mie mi se pare foarte important, mai ales prin prisma celor care vor să monetizeze blogul. Vedeți, aici sunt niște condiții clare puse pentru cel care vrea
să-și facă publicitate pe acest blog. Este foarte important să ne respectăm pe noi înșine. A publica de Valma reclame este o chestie care, cel puțin din perspectiva mea, este foarte, foarte discutabilă. Un alt element care îmi place aici, după cum vedeți, același meniu de rulant pe care l-am mai văzut, dar de data aceasta el este legat în mod special de categoria pe care o vedem aici, publicitate. Deci, vă sugerez să citiți măcar 2-3 articole ca să vedeți cum se concepe un articol publicitar, un articol în care promovăm un produs sau un serviciu, pentru că, hai să fim serioși, fiecare dintre noi, între altele, vrea să facă și bani cu blogul pe care îl realizăm. Iar Tudor are să vă învețe câteva chestii elegante cu privire la scrierea unui articol de promovare. Iată-ne și la finalul acestei recenzii. O să vă mai arăt această pagină care mi s-a părut de asemenea interesantă ca idee și o voi aplica și eu. După cum vedeți, blog roll, pagină distinctă. Motivul pentru care o astfel de pagină este necesară se numește inbound links, outbound links. Raportul lor trebuie să fie întotdeauna mult mai mare ca zero, altfel penalizările pe care le aplică Google asupra site-ului sunt destul de importante. Mai sunt o serie de alte argumente pentru cine este interesat, se găsesc articole SEO din belșug. În fine, pagina de contact, care, după cum vedeți, este iarăși o realizare simpatică. După cum vedeți, există mai multe posibilități: feed, G+, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook. Acestea fiind zise, vă mulțumesc pentru atenție, sunt Șerban Stănescu, proiectul Zenla, și vă urez o ședere plăcută pe site-ul lui Tudor. De asemenea, vă urez să aveți o ședere rodnică, pentru că dacă doar veniți să vizitați fără să învățați ceva și fără mai ales să aplicați ceea ce ați învățat, eu zic că e o pierdere de vreme. Vă urez succes, vă urez lectură plăcută și vă urez, mai ales, să reușiți să stabiliți o relație cu Tudor, care este un om deosebit, așa cum spuneam, și de la care eu am ce învăța. Este tot ce pot să spun în încheiere. Am să subliniez din nou designul deosebit pentru un site care conține foarte multe articole și vreau să cred că într-o bună zi am să reușesc să fac și eu ceva cât de cât apropiat. Da. Asta înseamnă deja multă muncă pe un domeniu foarte gros și anume design. Web. La revedere, vă spune Șerban Stănescu, până la următoarea întâlnire, site review.